Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Viața merge înainte și Dumnezeu continuă să binecuvinteze biserica noastră și pe Cadmiel și pe Florina Ciupe cu un fiu. Astăzi, Cadmiel și Florina îl aduc pe Elias spre a fi binecuvântat. Elias. I-ați dat copilului un nume absolut puternic, 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 puternic. Când spunem Elias, ne gândim la Ilie. Este varianta europenizată a numelui lui Ilie. Iar Ilie înseamnă Dumnezeu, este Dumnezeul meu este Iahve. Așa că cu acest nume, micuțule Elias, pe acest nume îl vei purta cu tine toată viața. Domnul Dumnezeu este Iahve. Tu porți numele Lui și fie ca în umblarea ta pe acest pământ să-i porți numele cu cinste. Și când mă gândesc la acest Ilie, vreau să aducem peste copilașul pe care o să-l binecuvântăm astăzi, poate și tăria acestui om. Să ne aducem aminte că Dumnezeu, chiar când pare departe, este aproape. Elias, dragă, când în viață te vei simți poate singur, Dumnezeu îți va arăta că mai sunt încă 7.000 de oameni ai Lui în jurul tău. Fie ca să fie același reprezentant puternic, reprezentantul Domnului în orice bătălie vei avea de dus cu puterile acestei lumi. Ne uităm la tine ca la un mic Ilie și vrem să crești și să fii un mare Ilie. Asta este ceea ce așteptăm și ne rugăm și vrem să punem peste tine. Cu aceste urări, cu aceste gânduri peste micuțul Elias, am vrea să rostim binecuvântarea din Numeri 6, așa cum ne învață Sfânta Scriptură. Și împreună cu părinții o să rostim această binecuvântare, o să punem numele Domnului peste Elias și așteptăm ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunea de a-l binecuvânta. Așa că haideți să rostim această binecuvântare peste copilașul vostru, Cadmiel și Florina. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Elias. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Elias. Amin. Domnul să-și înalțe fața Lui peste tine și să-ți dea pacea, Elias. Amin. Așa să puneți numele meu peste copiii lui Israel, zice Domnul, și eu îi voi binecuvânta. Cu această încredințare în inima noastră, aș vrea să purtăm copilașul în rugăciune și o să începem cu părinții. Cu mulțumire venim înaintea Ta, Doamne, și îl aducem pe Elias, pentru că el este un răspuns la rugăciunile noastre, Doamne, și el este cel care ne seninează viața în fiecare zi și vrem, Doamne, ca în momentele astea să lași Tu binecuvântarea Ta peste el. Așa cum ne-am rugat pentru el, vrem să ți-l închinăm Ție și să ți-l aducem Ție, Doamne, ca Tu să te îngrijești și să te înduri de el, să-i dai o viață frumoasă, să fie sănătos, să crească mare. Și atunci când va reuși să discearnă între bine și rău, să te aleagă pe Tine, Doamne, să te iubiască și să facă diferența în generația lui. Asta ne dorim pentru el. Noi te rugăm, Doamne, să ne dai resurse și putere și înțelepciune, să putem să plantăm în el valorile Tale și valorile împărăției Tale și el când va fi mare să nu uite de Tine și să-și aducă aminte de Tine. Te rugăm, Doamne, să lași binecuvântarea Ta peste el și Tu să fii și să îl veghezi, Doamne, și acolo unde noi nu reușim să facem, Doamne, să faci Tu și să completezi Tu minusurile noastre, Doamne, și împreună ca familie să te putem onora și sluji pe Tine cât ne vei ținea pe pământul ăsta. Îți mulțumim, Doamne, și în numele lui Iisus m-am rugat. Amin. Sfânt, venim înaintea bunătății Tale, Doamne, în numele Domnului Iisus și îți mulțumim pentru Elias. Este un băiețel cu minte și așa ne-am înfrumusețat viețile.
Îți mulțumim pentru el și el este cu adevărat un răspuns la rugăciunile noastre. Te rog, Doamne, ca Tu să-l binecuvintezi, să-i umpli inima cu pacea și cu iubirea Ta, Doamne, să-l ajut să fie pentru cei din jurul lui întotdeauna o binecuvântare, Doamne, și o bucurie, Doamne. Și mă rog pentru mântuirea sufletului lui, Doamne, ca atunci când el o să poată să aleagă, să Te aleagă pe Tine, Doamne. Și Te rugăm, Doamne, pe noi ca părinți să ne ajuți, să ne dai înțelepciune, să știm cum să-l creștem, cum să-l îndrumăm și să fim exemplu pentru el, Doamne, în relația cu Tine, Doamne. În numele Domnului Iisus îți mulțumim și îl încredințăm în brațul Tău, Doamne. Amin. Amin. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, îl ținem în mână pe acest micuț Elias. Și ține în mână cu puternicul sentiment că poate fi un viitor proroc al tău, proroc în sensul nou testamental. Să fie un om care să-ți poarte cuvântul mai departe, să fie un om care să te reprezinte pe tine, să fie un om care să stea înaintea autorităților, să fie un om care să stea înaintea vrăjmașilor tăi, să fie un om care să te reprezinte cu cinste și cu putere. Doamne, așa ne uităm la micuțul Elias și așteptăm să-l vedem crescând frumos. Așteptăm să-l vedem crescând nu doar fizic și în sănătate, ci și în sănătate spirituală. Cerem protecția Ta peste el, Doamne. Cerem ca această protecție să-l înconjoare și să îl păstreze. Cerem o familie unită, puternică, grijulie. De aceea ne rugăm și pentru Cadmiel și Florina să fie niște părinți înțelepți și ascultători de Tine. Doamne, am vrea ca micuțul Elias să crească ca un mic biruitor, să fie unul care să croiască cărări drepte pentru cei din casa lui și pentru prietenii lui. Doamne, îți mulțumim frumos pentru el și credem că în această zi ai luat aminte la rugăciunile noastre. Și l-ai binecuvântat. Îți cerem toate aceste lucruri în numele și pentru meritele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care îl dorim să fie și Mântuitorul lui, al lui Elias, la momentul potrivit al vieții. Îți mulțumim frumos, Doamne, pentru această binecuvântare, pentru paza Ta, îndurarea Ta și pacea Ta peste el. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Amin. Felicitări! Mulțumim! Domnul să-l păzească, să se îndură de el și să-i dea pace! Mulțumim! Amin.